Bună seara! Să vorbim câteva momente despre faptul acela frumos în care te duci la psiholog. Multă lume îți recomandă, mergi la psiholog, mergi la psiholog. Nu, nu sunt nebun, nu sunt nebun, nu sunt nebun. E, mersul la psiholog, mult pe mulți îi sperie. Practic, mi se spune, sau psihiatru, cum mi se spui, mi s-a pus pata la mama că este nebun sau nebună. E, în fața ta stă un doctor. Poftiți, intrați aici. Și ce vă doare, domnul pacient? Păi știți, pe mine nu mă doare nimic, dar toată lumea mă face nu știu cum, sau mai știu eu cum. Trebuie să-i explici omului întâi că dacă te duci la psiholog sau psihiatru, nu înseamnă musai să fii nebun. Dus cu pluta. În lumea lui sau mai știu eu ce. După ce trece de pe acest refuz, îți spune, ne mai vedem peste o săptămână la următoarea ședință, la ora cu tare. Și te duci, că n-ai ce face. Și începe și spune, cum ți s-a părut prima ședință, la prima ședință, la a doua ședință, după prima? Păi știți, mi se pare ciudat să-mi spună lumea că sunt nebun și că nu sunt nebun, știi? Mi spune că e labil psihic sau instabil psihic sau emoțional sau mai știu ce. Pe care haide să povestim. Să-mi povestești tu mie și eu te ascult. Știi? Îmi spui. Povestești. Păi știți, când merg pe stradă, toată lumea mă înjură. Hai să vedem. De ce te înjură? Păi știți, pentru că nu mă suportă, că poate ce? Hai, zi, zi. Poate că sunt îngânfat sau poate că nu știu ce. Știi? Sau poate a avut o criză de nervi sau ceva de genul. Bun. Și s-a terminat ședința. A doua. Până data viitoare, îmi spune psihologul sau psihiatru, trebuie să faci următoarele chestii. Adică, când te duci la școală, la clasa 1, pentru început, ai această mică listuță în care sunt ca niște teme ca la clasa 1, ca la bețișoare. Până apare alfabetul, litera A, B, C, D, E, F, G, până la sfârșitul alfabetului. Și spune așa. De ce crezi că ți s-a întâmplat așa ceva? Ai o săptămână să te gândești până la următoarea ședință. Te întreabă dacă ai prieteni buni, da sau nu, cu care să discuți. Al treilea. Altă întrebare și tot așa. Bun. Vine a treia ședință. Cum ți s-au părut săptămânile după prima și a doua ședință? Ce să zic, m-ați cam deșteptat. Am venit la psiholog și la psihiatru și mi-a spus că nu sunt nebun.
La a doua mi-ați dat acele întrebări și chiar vreau să vă răspund. O, da, am prieten bun cu care discut sau aveam și acum nu mai am și nu mai știe cine să mă sfătuiască. Cum au fost primele două? M-ați deșteptat. Acum sunt la a treia deșteptare. Și tot așa, și tot așa. Și după care începe să... Cum ți se pare faptul că ți s-a întâmplat ceea ce ți s-a întâmplat că ai ajuns aici? Păi da, știți că așa. Și tot timpul îți va pune întrebări și îți va da teme. Dar cum ți se pare? Este normal ca noapte de noapte să zbierați? Pentru că nu aveți prieteni adevărați, ci fățarnici. Se poate să zbierăm toți? Se poate. De ce? Și atunci rămâne întrebarea. De ce? Cum? Când? Pentru ce? Și toate cele. Interesant. Și vine următoarea ședință, a patra, a cincea. Bun. Și în viața ta cum e? Ești singur? Ești cu familia? Ești fără familie? Fără prieteni? De ce? Și iar te întreabă și până la următoarea ședință trebuie să te gândești. Iar m-a deșteptat. Practic, psihologul sau psihiatrul este prietenul tău cel mai bun. Cel mai bun. Acum să-i spui unui om, păi, mergi la psiholog, că problemele tale sau psihiat chiar nu mă interesează. Pentru că îmi faci viața grea. Așa că chiar mergi și îți va pune niște întrebări la care tu va trebui să răspunzi, ca la școală. Sunt anumite persoane care pur și simplu nu au trecut de faza aceea de 5-8. Adică, cum adică? Simplu. Adică, explică. Ei sunt la faza aceea, explică. La clasa 1 sau 5-8 sau cum vrei. Venea doamna profesoară, doamna educatoare. Astăzi suntem la limba română sau la logică. Ana are mere. Dacă în coș sunt 50 de mere și Costică a furat două mere, câte mere au mai rămas? Și toată lumea începe. Mi, 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 mi. Mai sunt încă persoane care sunt așa de o anumită vârstă. Mi, 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 să vă spun eu, vă spun eu că hai, tu, știi? Practic, este o clasă între doamna învățătoare și elev. Fiecare întrebare este o temă. Ai fix o săptămână cum aveai la școală, ca să răspunzi la ea, să te gândești. Nu că nu-ți trebuie compunere să scrii și toate cele. Da? Doar te întreabă. Câte mere sunt în coș? Dacă Ana a avut 50 și Costică a furat 20. Simplu. Și nu te doare. Nu-l mai agasezi pe posibilul prietenul cel mai bun, prietena cea mai bună și nici nu mai zbieri în miez de noapte sau urli de ce, pentru ce, pentru cum, pentru cui, că... Pentru că nu te bagă nimeni în seamă sau ceva de genul. Pur și simplu
te duci și discuți. Câteodată și prietenii cei mai buni nu vor să știe și să cunoască chiar toate problemele lor. Pentru că în acea zi o să spună când i-ai dat un sfat și spune, fă așa, pentru că eu am pățit așa cândva în experiența mea de viață sau mai știu eu ce și am ieșit în viață, uite așa, și tu te duci și apare un factor alfa sau primar sau masculul alfa sau fata alfa care spune nu este același caz cu ce a trăit prietenul sau prietena ta cea mai bună și tu vrei să ieși în viață cum a ieșit ea. Pentru că există masculul, alfa sau, nu știu, șefa, leoaica, alfa, care spune, nu se poate, pentru că nu trebuie să treci de masculul, alfa sau leoaica, alfa. Și atunci ai o cădere de nervi. O isterie. Că cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă nu ți-a dat cel mai bun sfat și viața ta nu este așa bună cum credeai. Ca prietenului cel mai bun sau mai știu eu ce. Tocmai de aceea, câteodată trebuie să te duci la psiholog, psihiatru, ca să nu mai zbieri în miez de noapte, în miez de zi, că nu suporți pe nu știu care, că dai cu pumnul în mașină, că spargi geamuri la mașină și toate cele. Pur și simplu, câteodată, chiar ai nevoie. Te duci la așa ceva, cu frumosul spus, acasă, îți dea tema de acasă, de gândire. În cam 10-15 ședințe te trezești și zici, păi, dar mă simt ca la școală, numai că vorbesc ca și când aș fi fost un elev mai prostuț și doamna profesoară m-a tras deoparte, ești un elev bun, dar mai trebuie să faci o mică meditație. O seară plăcută!